Un nou loc de unde poți cumpăra coins la FIFA. Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Pentru console, jocuri și accesorii, intrați pe gamerland.ro și folosiți codul QUICK pentru transport gratuit. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un episod din Career Mode cu Longford The Town, episodul 11. Am simulat 3 meciuri, bă, da. Am simulat într-un final 3 meciuri, de ce nu să mai simulăm și noi? Cred că e prima dată că simulăm, s-au mai simulat toată, nu mai știu sigur. În fine, am simulat cu Derry City, cu Bray Wanderers și cu Sligo. Azi, ce am făcut cu ăștia, am bătut 2-0 simplu echipa de pe locul 5, cred că era atunci. 1-1 din păcate cu Bray Wanderers, echipa mult mai jos, și cu Sligo Rovers, echipa aflată și mai jos, am făcut 2-2. Ciudat, știu, dar asta este. Oricum, suntem în continuare pe primul loc la vreo 11 puncte distanță, dacă nu mă înșel. Și mai avem chestii, nu vă temeți. Nu vă temeți, hai să mergem ceva mai repede prin cariera asta, măcar aici. Și iată, ofertă pentru Hlanti și pentru Enache. Enache, 1.400.000 va pleca, trebuie să-l vindem, n-avem bani. Trebuie să facem bani, pentru că așa a zis conducerea, altfel, adios. Ok, și pe Hlanti, pe care oricum nu-l folosesc foarte tare, 700.750. 700.000, ce dracu zic, mă? Doamne ferește, zdobitoc la cap. Ceva de genul. În fine, haideți să facem un antrenament aici. Au crescut câțiva jucători. Mirciuc a crescut, Popescu a crescut și el. Și acum Cernat, iată. Klein n-a mai crescut, are tot 66 overall. Însă Cernat, iată, face 56. Din păcate nu face 16 ani ca să-l putem folosi odată. La dracu. În fine, haideți să avansăm. Și să vedem care-i treaba aici. Player sold, de Enache! S-a dus, s-a obținut doar 925.000 pentru, pentru transferul de pe urma lui groaznic. Și Hlanti va pleca, 775.000 de euro, vom obține vreo 500.000, poate chiar mai puțin. Aparent ăștia ți-au destul de mult, hai dracu, scârțari. În fine, ați văzut acolo în cotoare pe primul loc, simplu, nici nu ne mai strofucăm prea mult cu campionatul în sezonul ăsta. A fost la început și totul a fost bine. Ia să vedem cum vreți de presă, mă interesează. 500.000 exact, iată, am ghicit aici. 500.000 de pe urma lui Hlanti. Enache oricum nu mai juca absolut nimic. Hlanti era accidentat. Mă rog, a fost, dar și-a revenit. Avem jucător oricum. Dixon este, bineînțeles, accidentat. Dar va reveni și el cât de curând? Nu, în 3 luni. Nu va reveni cât de curând. Deci cred că o să trească să mă uit după un RM, probabil. Ăsta ar putea fi interesant, Sido. Sido de la Metz. Dar totuși o să încerc la Ghiau, deși probabil... Poți să-l iau când expiră contractul, bă! Expiră în 4 luni contractul și aș putea să-l iau gratis, dar are salariu cam mare, 11.000, și nu rezolvă absolut nimic dacă-l iau. Sincer să fiu. Și ăstuia expiră contractul, iată! Aș putea să-l iau când expiră contractul pe Sido. Asta ar fi chiar bun, ia să vedem. Îi dăm așa, o să fie important... Băi, dacă luăm liber în sezonul viitor ar fi absolut fantastic, nu alta. Ia să vedem și LM câțiva pe aici. Artiles. Ăsta ar fi chiar bun, însă cred că o să-l luăm de sezonul acesta, pentru că cel mai probabil o să avem nevoie de el, dar costă cam prea mult, sincer să fiu, așa că mai bine luăm în sezonul viitor pe ăsta. 5.000 nu cere foarte mult salariu. O să fie crucial, cred. Jose Artiles de la Las Palmas. Ai, donă, nu știu. Pare foarte bun, uitați-vă aici, are balance, sprint, speed, accelerație, agilitate, are dribbling cât de cât, pare interesant. Haideți să avansăm. Primez mesaje aici, ia să vedem. Amândoi acceptă, iată, și Sido, acest Sido va veni în sezonul viitor liber de contract, ceea ce e foarte bine. Fadil Sido și acest Jose Arties va veni și el tot din sezonul viitor liber de contract, ceea ce e bine. Ok, cam asta este echipa, oameni buni. Skinner, Flynn, Haverty, Powell, Malhall, Mirciucă, Lingdog, Dylan, Dacoșta, Klein și, bineînțeles, Haber în atac. O echipă bună, o echipă foarte, foarte interesantă aici și haideți să avansăm către mirobolantul nostru meci. Meci cu Shamrock, am pe cineva pe bancă, dăm așa și îl scoate de acolo. Let's do this, jucăm în kitul de acasă, logic. Suntem acasă, mă, cum dracu nu ne permitem să jucăm în kitul de acasă, acasă, mă, cum nu? Alei, hai pe ei. Ce-am făcut aici? Ce-am făcut Brennan? Brennan în centru, Miele la Brennan încă o dată și este o ratare uriașă. Bun! Bine că a fost Brennan. Nu cred că este atacant Brennan ăsta. Era foarte retras mai devreme. Și cred că de-aia a dat un șut atât de slab. Sau calitățile lui de atacant sunt de căcat. Atacă ăștia aici foarte bine Brennan. Iată ce proteje. Bă, da, dă-te, dracu. Căutai penaltiu acolo, mă.
A dracu Scruff, ordinară, șut! Bară, prinde Skinner! Aproape se intre cu mingea în poartă, dar hei, n-a intrat. Priviți partea bună. Ok, frumoasă pasă, Klein, trebuie să fie gol ăsta. Klein trebuie să fie gol, n-avea cum să nu fie, prea frumos. Și înscrie 1-0 cu Shamrock Rovers, echipa pe care o să întâlnim și în ultimul meci din acest episod. Echipă pe care vreau să o pizdesc în finala cupei și să obțin acel trofeu mirobolant. Haideți să continuăm aici. Foarte bine Mirciucă, foarte bine se descurcă, hai Mirciucă, bine așa, hai că bine, hai că bine. Pressing-ul lui iată a făcut treabă bună acolo. Haide Haber, du-te în bandă, de ce mă duc cu Haber în bandă? De uite de asta se pasez aici la Dylan, nu se pasă foarte imprecisă. Link 2 cu fake shot-ul. Klein încă o dată, haide Klein. Haide Klein, centrează acolo, este Mircea, gol mă, gol mă, gol mă, gol mă. Înscrie Mirciucă bă, cel mai Mirciucă dintre toți. Ala-i tată, înscrie și-l, cred că primul său gol bă. Cred că primul său gol la echipă sau parcă a mai înscris, bă, deci uit, incredibil. Vedem acum, scrie acolo, al doilea mă, am mai dat unul. Și Dylan a jucat destul de bine meciul ăsta, aici. Mircea pune presiune și recuperează fantastic, a fost meciul lui ăsta bă. O pasă bună, Klein, gol. Gol, n-ai cum, n-ai cum. Este foarte OP chestia asta, mă, când intri în careu și trimiți la cineva acolo. Gen, șuturile sunt foarte rar oprite de portar. În special în Ultimate Team să încercați chestia asta. E foarte OP. Și iată și în career mode merge foarte bine. Îl șaptelea gol al lui Niklas Klein. Dylan, Dylan. Ce pasă bun aici. Haber, 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 gol! 4-0, cred că este scorul seriei până acum. Nu țin minte să fi dat într-un meci 4 goluri, însă mai putem, dar ăștia-s degeaba, tată, și avem și meci cu ei în finală. Vă dați seama. Poate acolo totuși o să fie mai buni. Sau, pardon, acolo să, poate o să fie buni. Sau bunicei, sau, sau medii, sau mediocri, pentru că ăștia acum sunt submediocri la dracu. Hai, Mirciuc, doar 2 stele skill moves. Asta este, n-avem ce face. Haber, 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 Haber! Bară, du-te, dracu, putea să fie Manita, bă! Dar bara, dracu, nu se putea. Începem să dăm bară și în career mode, aparent. Mult mai des, ok. Meciul se încheie, 4-0, bă, de când am dat noi 4-0 într-o carieră în FIFA? De ceva timp, sincer să fiu, cred, nu mai știu sigur. Oricum, un meci foarte bun, Klein o dublă, Mircea un gol și o pasă de gol, sau poate două pasă de gol, habar n-am ce a făcut, dar cred că este un meciul lui Mirciu, că nu, Klein este, două goluri și o pasă de gol pentru Klein. Ok, Mircea 9.5, Haber 9.4, un meci foarte bun pentru majoritatea echipei, de fapt pentru toți la dracu, toți au jucat foarte, foarte bine, până și Skinner are 8.2, mă, vorbi serios! România, oricine îmi e indiferent, numai să fie decent pe acolo. Kinda... Yanis! Hei! Hei, 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 hei. Enquire și momentan îi dăm loan, pentru că este deja la loan, se pare. O să dăm pe un an. Nu, pe 2 ani. Și fără din ăsta, not set. Așa. Încercăm la Yanis Hagi. Încerc să-l iau cu bani dacă o să coste puțin, dacă nu o să-l luăm împrumut. Sincer aș da, nu știu dacă o să scadă până la 500 prețul lui Romario Benzar, însă ar fi un transfer extrem, extrem de bun, sincer. Iată ăștia acceptă pe 2 ani, Yanis Hagi! Yanis Hagi, tată, vine la noi împrumut, bă! Împrumut Yanis Hagi, are un salariu mare, dar fuck it, este extraordinar. De-a dreptul extraordinar. O, da, m-ați auzit bine. Yanis Hagi vine la noi împrumut 2 ani. Chiar dacă eu probabil nu-ți mai fiu aici până aia 2 ani, dar... Bă, Yanis Hagi. Ce, bă, v-am adus jucător, bă, fiul de legendă, bă. Probabil și el legendă la rândul său, cine știe în viitor. Ia uite, pe știu ce... De ce strâmb... Tu cu mustață, nu strâmba! Nu strâmba tu cu mustață, ai grijă, că o să zic că Yanis Hagi asta peste câțiva ani. Uite la taxul ce a zis, ai grijă! Pa, 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 o Canner, ofertă pentru o Canner îmi scade acum, bineînțeles, overall-ul pentru că l-am luat pe Yanis. Însă, cred că o să-l dăm pe o Canner, are 31 de ani, nu știu dacă mai scoatem foarte mulți bani pe el. Dacă dau ăștia 150.000 pentru o Canner, sincer, o să-l vând. Vindem destul de mult în sezonul ăsta ca să fie bine în sezonul 2. Romario Benzar, bineînțeles, refuză ăștia 500.000 pentru el. Nu vor să-l împrumute pe Benzar, din păcate. O'Connor va pleca la Shamrock Rovers pentru 150.000 și ne vom întâlni cu el în finală. O'Connor al nostru se duce la ăia. Haideți însă să-l vedem pe Hagi, bă.
65 overall, a crescut un punct, avea 64 la început de carieră. Are viteză bună, e decent. Are ball control, are dribbling, are 3 stealth skill, 4 weak foot, poate juca atacant și cam. Păi dracu o să joace în bandă atunci, coaie. Serios, Giannis Hagi o să fie vedeta echipei 100%. Hei, bărtată, ia-ți adio de la postul de titular ca atacant, îmi pare rău. Suarez la United pentru 100, de unde dracu aveți atâția bani, pă? Bă, vă dați seama la... What the fuck, și-au luat în vară, au luat o grămadă de jucători. Ce dracu echipă are Manchester? Iisuse Hristoase, player sold, iată. Shamrock Rovers l-a luat pe O'Connor, 90.000, am obținut de pe urma lui. Ok, Mountain Report ăsta, a făcut 16 pe încernat, avem și portar. Avem și portar, avem portar. Skinner, du-te, dracu. Skinner, du-te, tată, du-te, sporadic, oricum o să fie crucial în ochii mei, dar nu o să accepte dacă dau crucial, crede că îl păcălesc sau ceva, pentru că este foarte tânăr. Iată, Finn Harps pe locul 10, antepenultimii, cu 20 de puncte, o să simulăm, n-are să jucăm cu ăștia, adică am simulat eu cu Derry City, nu simulăm cu ăștia, bă, jucăm la ea acasă, e posibil să fie un meci destul de dificil, pentru că aparent când joci în deplasare în FIFA și simulezi, e greu, și în joc, de altfel, mă rog, înțelege ce vreau să zic, e greu când joci tu. Bohemian conduce, Dundal conduce, Shamrock Rovers condusă, nu duc bine deloc ăștia, Haber înscrie, minutul 29, bine așa. Nasol că n-arată cine dă și pasa de gol. Haber, dublă, du-te, dracu. Haber este Dumnezeu. Cowan înscrie. Nu este acel Cowan, bineînțeles. Este alt Cowan, dar mi-a dat ceva palpitații, mă și miram. Flores, Magnemi, Moloi. Moroi la 2-1 cu Finn Harps în simulare, oameni buni. Și iată, ne menținem în primul loc, o să jucăm acum finala cupei. Finala cupei, oameni buni, și hai să-l băgăm aici și pe Giannis Hagi. Asta este echipa, bă, iată. Ce zic, ăsta, Hagi, titular, Mircea, titular, Popescu, titular, Cernat în poartă, 4 români titulari în acest match, în această finală, prima șansă la trofeu, câștigăm oare primul trofeu? O, Doamne, o să fie absolut genial de-a dreptul dacă o să reușim să câștigăm primul trofeu la această minunată echipă, bă. Am reușit să o ducem pe primul loc dintre ultimele clasate și acum putem lua chiar... primul trofeu. O, Doamne. Cum o să fie meciul ăsta? Iată, oameni buni, stadionul pe care se va juca Giannis Hagi debutează în meciul ăsta. A fost la Fiorentina, mă rog, încă este al Fiorentinei, însă este împrumutat la noi pentru 2 sezoane, pentru 2 ani. Și peste 2 ani iarna o să plece de aici. Probabil nu o să mai fim noi la echipă atunci. Dar ce mai contează? Ăsta este Giannis Hagi, bă, ăla-i Giannis de la Rata? Nu știu, jur. Cine este decarul? Giannis oare este de... Nu. Da, Hagi a luat numărul 10 deja, l-a arestat al dracu. Dacă ăștia trebuie să mă dezobișnuiesc de la centrările astea pe sus, pentru că nu mai este Haber acolo. Pas acolo, Giannis Hagi, Giannis Hagi! O primă ocazie pentru tânărul nostru jucător român. Dylan centrează acolo. Este acolo Hagi, Hagi, gol, nu! Penalti obține Klein, cred, penalti. Nu știu, ori la Hagi, ori la Klein a fost penalti și iată, arbitrul și zeul, lordul, Dumnezeul, Hristosul, penalti. S-au încurcat între ei și nu știu, unde a fost penalti asta? Cu asta nu mi s-a părut deloc penalti. Ok, știi ce? Îl punem pe el, bă. Oricum, aparent este cel mai bun la penaltiuri. Giannis Hagi bate primul său penalti, n-are voie să rateze, gol! Gol, mă, gol, mă, gol, mă, gol, mă! Mă, scrie Giannis Hagi în finala cupei, gol la debut pentru acesta. Senzațional. Cu puțin noroc, ce-i drept, a fost la pe Vincenza, a dat mai sus Giannis decât locul unde a sărit portarul, iată. Uai, cât de aproape a trecut de mâna lui. A fost foarte aproape, însă Giannis Hagi este Giannis Hagi, este Dumnezeu aici. O să fie zeul echipei, bă. Pescu, bună minge, iată aici, minge la Klein, Giannis Hagi, Giannis cu o pasă superbă de-a dreptul, Klein șutează, portarul Murphy. O, Doamne, nivelul ăsta. Da, bă, Malhall, în sfârșit face el ceva frumos. Minge aici la Klein, întoarce serviciul lui Giannis, nu vrea. Acum Giannis, Giannis acolo la Flynn. De ce, ce dracu căută fundașul central în atac, bă? Mircea, Mircea acolo la Malhall, Malhall în careu,
Malhăl pe jos, o centrare de bună, vreau! Este acolo Giannis, are ca un zeu! Și este 2-0! Giannis, incredibil, cum a sărit? Haber nu dădea așa. E jur că Haber nu dădea în viața lui așa ceva. Superb cum a sărit, cum s-a înconvoiat acolo! Un diving header superb! Iată că și golurile cu capul pot fi frumoase. 2-0, Giannis Hagi! Giannis Hagi, o dublă la debut. Boyd încearcă să treacă, nu poate. Clark este acolo. Cineva nu poate să facă niciodată nimic. Flynn, greșeală, shoot, gol. McPhail. Ironia dracu, fail înscrie în fața mea. Pepper, ăștia au ceva sponsor, ceva firmă de chili. Bine mă, iată un shoot frumos prins, însă portarul meu putea scoate. A, că am fost gol de portar ăsta, să fim sincer până la urmă. Dar decât să-l țin pe Skinner acolo, mai bine iau long shot-uri din astea și îl țin pe Cernat, care va crește. Hai Dylan, bine așa, hai mai mă că merge totul bine mă, Klein acum trece frumos, Klein trece foarte bine, Klein. Înapoi la trebuie să dăm la Mircea. Mircea centrează, gol, Dylan, românii fac legea bă, centrări, pase de gol. Și bineînțeles și goluri de la Giannis. Dar acum a fost Mircea în prim plan alături de Dylan. Dylan, putem să te naturalizăm, bă, ești mult prea bun, adică serios, e foarte bun acest Dylan. E unul dintre preferații mei din echipa propriu-zisă cu care am început. Webster intră la ăștia degeaba, mai încercați. Dă mingea în față, se termină și este primul trofeu la Longford Town, mă, primul trofeu mă, din cariera lui Quick acela, mă. Primul trofeu, câștigăm finala cu Longford. Stai mă, ce, unde dracu-i trofeul? Bă, dați-mi bă trofeul dobitocilor, așa mă, ala-i. Dar nu se bucură ăștia, ce dracu mă, sunteți dobitoci? Acum se bucură și, doamne ferește. Oricum bă, superb. Superb de-a dreptul. Iată cupa, arată bine cupa, chiar arată frumos, e o cupă mișto. O, da, cupa EA Sports. Este a noastră, oameni buni, cupa Irlandei, Republica Irlanda. Ia să vedem. Ala-i tată, iată, avem și confeti acum. Superb, altceva. Bine, erau și înainte, dar numai că acum le arată. Iată, artificiile se aud ca lumea. Senzațional. Iată aici confeti peste campioni. Mă rog, deținătorii cupei. Și încă o dată, tată, ala-i mă. Primul trofeu, mă. Primul trofeu din cariera lui Quick cela. Iată aici poză de grup cu cupa. Scrie acolo pe EA Sports. Așa bucurați-vă. Giannis Hagi a fost fabulos în această finală. A fost genial. Dylan la fel. Mircea. Toată echipa a jucat bine în meciul ăsta. Nu m-a dezamăgit nimeni, sincer să fiu. F. Doamne, bă, ce note mici. Klein se apropie. Cernat crește. 58. Portarul nostru român. Iată, crește în overall. Ceea ce e foarte, foarte bine. Hai să vedem mai departe care e treaba, ce meciuri avem în continuare și ce mesaje am primit. We're not on track, du-te în morții mă, ți-am câștigat cupa aici, dobitoc la cap. Deci nu, de jur că avem cel mai retardat patron din istoria lumii. Sunt pe locul 3 ăștia, însă la un singur punct de St. Patrick's. Putem să le stricăm visele la locul 2, ceea ce e foarte bine. Haideți să jucăm la noi acasă, bă, cum să nu batem, am luat trofeul, suntem, mamă, moralul ridicat la cer acum. Sfântul, bă, la, Sfântul Petru la poarta raiului îl împinge așa cu bățul în jos să nu se mai ridice. Așa mă, hai să începem. Ok, oameni buni, haideți să începem și ultimul meci din acest episod. Țineți minte dacă mai vreți episoade câte 3 meciuri. Peace this butonul acela de like și o să facem, mă. Seria e susținută, mie îmi place. Și vă mulțumesc pentru susținere. Și cum aș putea să nu vă răsplătesc pe voi, mă. Cojocărel Gannon acum. Pas acolo către Giannis Hagi. Giannis centrează bine. Gannon cade ușor. Foarte ușor a căzut. A încercat să dea cu capul, însă n-a simulat. E bine măcar. Fin. Shields. Iată, foarte bine. Gannon pasă către Haber. Bună pasă asta. Acum mingea la Cojocărel. Du-te, Shane. Shane trebuie să șutăm neapărat. Shane, un șut foarte bun. Scoate însă Rogers și este corner. Nu știu ce dracu mai lega Haber. Și așa e corner și e pentru el chestia asta. Însă iese Haverty superb acolo și reușite o recuperare bună. Haide Cojocărel, tată, du-te! Du-te acolo, Dacoșta, tată, du-te! Dacoșta, superbă pasă, Dacoșta la Haber.
Haber, Haber trece pe acolo, bine! De un jucător, de doi, Haber! Gol! N-ai cum, n-ai cum să-l oprește, prea puternic. Au încercat ea să-l tragă din spate, din față. Unul a dat tackling pe lângă. Să trăiască, bă, să trăiască. Haber înscrie 1-0 cu Dundalk. A doua, în opinia mea, cea mai bună echipă. Sunt mult mai buni decât cei de la St. Patrick's, în opinia mea, din ce am jucat împotriva lor până acum. Minan, Minan, ce dracu s-a oferit ai mei acolo, mă! Shoot fin! Oh, doi de capul meu! Apără Cernat în cele din urmă. Eh, altceva când nu e Skinner. Mai aici, hai să vedem Hagi. Haide, Yannis. Dă-i cel mai tare gol din viața ta, prietene! Yannis a dat pe poartă cu stângul, adică... N-a fost deloc rău. Oricum, cu această ocazie se termină și acest match. Un match bun, bă. Un match în care câștigăm 1-0. Iată managerul celor de la Dundalk. Seamănă cu managerul nostru? The fuck? Mă rog. Haideți să continuăm aici și să vedem ce note au băieții Măglin. Clarul meciului. Foarte bun. Hagi 6.5 doar. N-a jucat mai nimic în bandă. Nu o să mai folosesc niciodată. O să-l joc doar în centru cam sau este. Haideți, oameni buni, creșteți, vă rog. Hai, Hagi. A luat, a, în sfârșit, mă, crește în stamina și în agilitate. E bine, Mircea, 58. Bravo, bă, Mirciucă, bă. A luat, a, iată. Se mai întâmplă să mai ai și ăștia note bune. Data viitoare, cu Wexford simulăm Galway, Bohemian Cork și o să jucăm cu St. Patrick's meciul de final. Ce frumos, bă, ocupanta primul loc cu ocupanta locului 2, dacă o să mai fie ei atunci. Probabil o să fie. Iată, echipa din Dublin. Oricum, o să fie interesant, sincer să fiu. Final de sezon data viitoare, bă, deja. Ca să vezi, ne-am descurcat prea bine ca să nu fie deja, adică, serios, ne permitem să simulăm acum. O, Doamne. Cam atât pentru astăzi, oameni buni, dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu câte 3 meciuri, să apăsați butonul de like. Eu am fost Quick. Ciao, bless.